Pentru înființarea unei culturi la un hectar de teren e nevoie de 80 de pomi. În sistem intensiv se pot planta de două ori mai mulți nuci altoiți la hectar. Distanțele de plantare sunt mult mai mari decât la alte specii, ajungând la 12 metri între rânduri și 10 metri între plante. Prețul mediu al unui puiet este de 10 euro. E nevoie așadar de o investiție pentru materialul săditor de circa 1600 de euro pentru un hectar. Nucul crește încet. La maturitate însă, dimensiunea coroanei poate atinge 20 de metri înălțime. Atenție că în cazul nucului, polenizarea se face exclusiv cu ajutorul vântului. Trebuie avut în vedere ca speciile care se polenizează reciproc să înflorească în aceeași perioadă. Intrarea pe rod este diferită în funcție de specie și de port altoi. Pomii nealtoiți intră pe rod cam după 8 ani, cei altoiți pe nucul comun după 5. De la formarea primelor fructe și până la producție economice mai trec alți 5 ani. Potențialul de producție este de 4 tone la hectar, dar e mai mult decât dublu în sistem intensiv. Recoltarea se face manual, pe măsură ce nucile cad din pom sau mecanizat prin scuturare pe prelate. Din 100 de kg de nuci se obțin 46 de kg de miez și 54 de kg de coajă. Rezultă o producție de 4.100 de kg de miez la hectar. La un preț mediu de 25 de lei kilogramul, obținem un profit de 23.000 de euro pentru un hectar în cazul unei culturi intensive. Să mai punctăm că perioada de fructificare este mare, de 100 de ani la pomii nealtoiți și 60 de ani la nucii altoiți. Nu numai miezul se valorifică, nucul are întrebuințări și în industria lemnului, a mobilei și în industria farmaceutică.